Salutare, ce faceți? Bine ați venit la primul episod în care vă răspundem la întrebările puse pe Facebook. Pentru a micșora numărul de întrebări, răspundem la o întrebare ce ne este pusă zilnic, și anume, de unde luăm informațiile? Pe internet găsești tot ce vrei, tot ce nu vrei. Le luăm ba din reviste, ba din enciclopedii, ba din manuale, le luăm de peste tot. Prima întrebare propriu-zisă vine de la Voinea Daniel, care spune: ce v-a convins să dați viață paginii bară, canalul de YouTube Curiosity Land? În principal, voiam să ieșim din rutină, să facem ceva care totodată este educativ și totodată este distractiv oarecum, și așa a ieșit Curiosity Land. Lavinia Teodora, câți ani aveți fiecare în parte? Eu fac 16, Tibi face 18, iar Octavian 16. Cristian Nicoară, ce părere aveți de ceea ce se petrece în lume? Furduri, crime, etc. Pa, ce părere poți avea? Evident că o părere bună. Evident că avem o părere foarte bună. Dani și atât. Cât durează să faceți ideile unui episod? Ideile ne vin pe moment, însă scenariul durează mai mult, durează în jur de câteva ore, pentru că luăm informațiile de pe mai multe site-uri. Filmatul ne ia în jur de jumătate de oră, în rare cazuri o oră, o oră și un pic. Editatul, montatul episoadelor ne ia în jur de 4-5 ore, dacă edităm cursiv pe fiecare zi, adică ne ia în jur de 2 ore pe zi, ceea ce înseamnă că editat, montat, scris scenariu, filmat, ne ia în jur de 3 zile. Alex Piciu, de ce ne-a fost creat Flappy Bird și mai multe informații? Toate informațiile geniale despre Flappy Bird le găsiți aici, în episodul nostru. Dați un click. Aurean Hurduz, v-ați întrebat vreodată cum ar fi dacă ați difuzat la TV emisiunea Curiosity Land? Și dacă da, care ți-ar dori să fie postul? Evident că oricine și-ar dori să aibă o emisiune la TV, mai ales pentru profesionalismul de acolo, însă, nu știu, YouTube-ul rămâne YouTube și așa va rămâne neschimbat. Bogdan Stan, ce părere aveți despre fanii voștri? Pa, fără voi nu am mai fi acum aici, noi n-am mai face toată treaba asta cu Curiosity Land, n-am mai filmat și am vorbit singur în fața unei camere. Voi faceți toată treaba asta cu Curiosity Land să fie foarte fun și foarte distractivă și vă mulțumim foarte mult pentru că ne urmăriți și ne oferiți orice feedback, negativ, pozitiv, orice ne ajută și ne stimulează. Licențiu UKG, ce activități aveți în afară de cea de videoblogger? Eu am un canal de beatbox, dacă sunteți curioși să vedeți ceea ce fac, dați un click aici și reveniți apoi la episod. Tibi se ocupă cu fotografia și cântă la pian, iar Octavian se ocupă cu editarea, modelarea pozelor, foarte mișto. Giada Geducagia, cum v-a venit ideea să faceți pagina și episoadele Curiosity Land? Este o poveste lungă cu pagina de Facebook și canalul de YouTube. Probabil vom face un episod pe canalul secundar. Dacă vrei să fii la curent cu ceea ce vom posta și pe acel canal secundar, de exemplu, nu știu, episoade dinaintea filmărilor și toate chestiile astea, dați un click aici și abonați-vă. Deci, bun, să revenim la întrebare, cum v-a venit ideea? Păi, inițial, Tibi, în 2011, voia să facă ceva mai diferit. Fiind un mare consumator de media, voia să împărtășească ceea ce știe el cu ceilalți. Și exact așa și pe pagina de Facebook, și așa a ieșit toată treaba asta. Găbițu Gabi, de ce Flappy Bird creează dependență? Mă, nu știu, joacă și tu un joc și vei vedea că cât pierzi mai mult, cu atât vrei să faci un scor mai mare, un high score și, nu știu, concurența, știi tu. Denis Dumitrescu, cum te-ai hotărât să te apuci de videoblog? Păi nu știu, ne place să vorbim efectiv în fața unei camere de unii singuri, ne place să comunicăm cu toată lumea, nu știu. Vreau să facem ceva util. Oriza Dorojneac, ai putea face un episod în care comentezi comentariile? Nu, cu siguranță nu vei apăra niciun episod al nostru. Antonio Bârha, băgați comentariul în clip. Ada Nicol, cei cu Illuminati? Cei cu dezinsecția? Nu, glumesc, dă-i un click aici. Cristina Andrici, cum vă influențează școala? Evident că școala ne ia foarte mult timp din a face episoadele, însă fără școală tu n-ai mai fi putut scrie comentariul ăsta, deci ne influențează în bine. Ecaterina Cati Dominte, unde credeți că veți ajunge în lumea YouTube-ului și ce vă doriți să realizați în următorii 5 ani? Păi, în lumea YouTube-ului vrem să ajungem cât mai sus, în top dacă se poate, să învățăm ceea ce știm noi, ceea ce am acumulat aici pe net și vouă, și dezvălui ceva săptămâna viitoare în cadrul proiectului realizat de YouTube România. Vom scoate câțiva videoblogger români niște episoade prin care vă ajutăm să creați un video, un content de calitate, cum să dea lumea click pe episoadele voastre din sugestii și toate chestiile astea faine. Elena Cristina, de ce tocmai Curiosity Land și nu alt gen de videoblog? Mă,
În general ne place să citim foarte mult, să găsim tot felul de curiozități interesante și poate de asta, nu știu. Mihai, pentru Tibi, îți mai place fotbalul? Da, îi place. Pentru mine, ce te-a convins să te apuci de beatbox? Mă, nu știu, am văzut pe internet o fată care făcea și mi-a plăcut foarte mult și voiam și o să fac ceea ce face ea, îmi plăcea foarte mult și am exersat zilnic și dă-mi un loc aici. Și ultima întrebare vine de la Emilian Mihai, care spune: când o să veniți în Giurgiu, respect Curiosity Land? Mulțumim frumos, nu știu când avem drumul prin Giurgiu, habar n-am. Cam atât și cu acest episod, vă mulțumim pentru vizionare, iar acum am eu o întrebare pentru voi. De ce batonul Joe se spune Joe când de fapt în engleză este Joe? Eu sunt Mihai și cu siguranță ne vom vedea săptămâna viitoare la un nou episod. Salut!